ce fac golanii mei. Bine ați venit la un nou episod din FC24 Draft spre glorie. Hai să vină draftul acela spectaculos. Vrei să-ți construiești echipa de vis în FC24 sau să deschizi cele mai tari pachete din store? Cumpără coins de pe u7buy.com și folosește codul OVI pentru 6% reducere. Iar contul tău este alimentat cu coins în maxim 10 minute. Linkul este în descriere. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro. Linkul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Bam, am plătit bănuții și hai să ne legem o formație care să fie distractivă. 4-3-2-1, cu siguranță ne garantează asta. A plecat și hai să iasă un rating frumos. Rudy, bă, foarte mișto. Rudy Völler nu l-am folosit deloc. Are chip shot plus, finesse shot, power header, slide tackle, first touch, aerial plus și quick step. Finishing 93, shot power 94, 4-4. Ia i-al tot, să vedem cum e. Atacant central stânga. Ia Karim. Slăbuț acolo, mă așteptam la Flerura ceva mai bun. Vine un Zola, Francescoli, Cantona, Candreva și Pușcaș. Mi-au Zola pentru finesurile sale superbe, dar cred că și Karim Benzema, dacă nu mă înșel, are finesse shot plus. Are și el. Hai să vedem cei trei mijlocași centrali. Odegaard, Wirtz, Rodriguez, Guritzka. Odegaard, să fim ofensivi? Hai, cu Odegaard și cea mai high rate de acolo. Mijlocaș central stânga, Herrera, Gallagher, Fernandez, De Jong, Fabian Ruiz. Și încerca pe Gallagher ăsta puțin. Al treilea mijlocaș central, m-au păcălit frerule, vine un Jude, dar slăbuț. Pedri, Ox, Chamberlain și Goretzka. Ia pe Jude. Slăbuț mijlocașul, mă așteptam ceva un pic mai bun, ok. Vincent să fie, e versiunea asta UCL. Al doilea fundaș central. Inform drăgușin, îl jucăm atacant central și centrăm pe el, fii atent, ia uite ce aici, ia. Aerial plus, mamă, sare de rupe, power header și aerial plus, strength 96, ho. Jucăm atacant central după minutul 1, vă spun de acum. Asta e cardul lui, e cardul lui, din seria, bineînțeles, pentru că în primele nu prea juca, n-avea când să ia inform. Ok, pe fundaș dreapta, Diakite, arată foarte interesant. Da, Diakite să fie. Portarul, Riemann, pe Fulcam, cum ia Fulcam? Rudy, bă, de la Rudy, dar e doar 81, restul cum stau, ia, 2, 1, 2, ia Riemann și vedem după aceea. Hai să vedem rezervele. Zico, mamă ce mișto a intrat. Păi deja parcă i-aș spune lui Gallagher, ciaules. Ia uite așa, mamă, mișto Zico ăsta. Și are și CF, ceea ce înseamnă că pot să scot Karim de acolo și să-mi vin frumos cu Zico în față. Foarte tare. Mergem mai departe. Vai de mine, KDB Totti, du-te tare de aici. Ce sub... Mamă, începe să arate foarte mișto draftul ăsta. Bernardo 91. Da, mă, și scăpăm aici de Gallagher. Bă, arată bine draftul, ești nebun? Wow. Hai să vedem dacă continuăm tot la fel. Stan Waver, Dunk Sanchez, Simmons și Schlotterbeck. Ia highest rated Ovițu aici, care este Stanway de la Bayern, din Liga Pixel. Bundesliga, nu? Pixel îi spune, parcă nu? Mamă, câtă plisă, rău, Pink Pass Plus, Long Pass, Jockey. Se cheamă Google Pixel Frauen Bundesliga. Ok, David Neres, că e cu 5. Ce-mi trebuie mie, de fapt? Am 29, e ceva că ce nu are. Are două pierd aici și unul la... Fundaș ne trebuie, o. Dacă vreau să... cum să țin tremă gaura asta așa? Are și CB. Așa stăm în 3. Așa stăm în 3, fii atent, bam. Și e 90 draftul. Probabil scade acum cu golanii ăștia. Striker, center forward, striker, Benteke. Nu se poate, bă, nu ai cum. Messi, 97, frate, ce e locura asta? Și știi cum joc după minutul 1? Messi cu centrări direct pentru al nostru în față. Mamă! N-ai cum să mă convingi de altceva, este imposibil. Sunt curios. De full camp puteam aici să rezolv cumva? Păi, aș putea să fac ceva de genul ăsta. Și pe dreapta...
era Diakite, care îți dă tot 2, nu aș putea să mă duc în full. Na, mi-ar trebui manager francez, fiți atenți, o să încercăm să ajungem în full așa. Și după aceea schimbăm și îl băgăm pe Drăgușin oricum. Atacante, Otoconte, se zice 90. Hai să forțăm 123-ul acela, ești Davide. Îmi trebuie francez sau Liga, nu? Hop, că n-a venit nimic. Hopa, hopa, hopa. N-a vrut, mă. Rămâne așa, dar hai să vă arăt ce mișto frumos. Ce facem, ce facem aici? Ne jucăm și frumos cu tacticile. O să vedeți imediat. Uite cum o gândesc eu pe asta. Rămâne Rudy și el, că rămâne cu căpățâna. Cu Burun la mijlocul terenului aici, cu golanul ăsta, Drăgușin în față pentru centrări. Mamă, și Bernardo Silva vine pe partea aia. Puf, cu Messi. Fabulasao, uite așa. Unde ești, Messicu? Messicu vine aici, 23, nu mă interesează că n-am chem. Scot, ba da, joc, uite așa, pentru centrări pe partea aia. Central aici. Și este o superbitate. Facem și o goloneală aici și dăm lui, fii atent, KDB attacking cover center, attacking cover center, și lui Messi un comeback on defense ca să centreze pentru Drăgușin. Drăgușin o să aibă stay forward și stay balanced aici, mixed și stay central. Mișto, o să fie o frumusețe de draft, veți vedea, o frumusețe. Hai, tată, primul meci petit, Virgil, mamă, ce bătălie o să fie acolo cu Virgil la cap și Messi. Mișto echipă, 4-1-4-1. Bă, sunt doi, mă, mi-am luat țeapă. Mi-am luat țeapă, cum l-a arătat omul? Hop, hop, ho, prima lovitură de cap al lui Drăgușin. Ne pasă Drăgușin, bine construiește aici, foarte bine. Diakite în care e o blocat de Virgil, foarte bine. Du-te, Drăgușin. Pam, pam. Oare offside? Nu cred, fii atent. Du-te, Drăgu. Un assist poate? Mi s-a părut fault. Jur că mi s-a părut fault acolo. Ia vezi că e putea să fie asistul lui Drăgușin, scoate fabulos acolo. Nu știu pe cine are, Ederson, cineva. Poate acum, Messi! Face 1-0. Du-te, Drăgu, la centrare, că ți-o dau. Ți-o dau, tati. E bună! E bună! Drăgușin! 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 Aproape! Să facă dopieta! Bă, ești prost, Machelele, mă? Ce le face, Drăgușin? Oh! Oh! Nu! Ce le-ai făcut să le-a întors pe toate părțile, bă? Ce card e ăsta, frate, cu dribling-ul ăsta? Ești nebun! Du-te, Drăgu! Asistoare? Ho, 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 cât de aproape! Rudy! Scoate Donnarumma, bă! Drăgușin! Nu cred! Nu cred! Drăgușin! Face! 3-1! Cum a ajuns mingea asta la el? Nimeni nu știe! ADB, opa, mamă cum a lovit acolo.
Vezi, dacă dă gol cum iese aici, mai are șanse. Și va da gol. Hopa! Superb acțiunea aia lui Zico, mă. Rudy! Hai de dată, 4-3-3 în sferturi de finală cu Drăgușin acolo, vioara întâi la finalizare. Vezi că s-a dus Zico aici, s-a dus Zico, Drăgușin aproape! Nu era, nu era. Unde-i Drăgu? Bă, Drăgu. Nu cred. Bă, crede asta. Drăgușin la finalizare, nu ratează. Cât are, frate, cardul ăsta la shooting? 52. Nu, mersi, mă, că el tot finalizează cu 52. Du-te, Drăgușin. Tenătarlau, asta e. Refuză, cred că mai dă una. Salvează Iașin de data asta. Vincent! La Vinclet face 2-0. M-a întors bine, mă. Frumos m-a întors. Bun fake shot-ul ăla. Poate, mă. Și vezi că mai primește și acum. Am comis-o cu Messi. A intrat slab de tot. Orei de rei, Leo Messi! Îl caut pe Drăgușini, asta e pe centrare aici. O, s-a pus prea în spate, Diokite! Din respingere, Messi face 4. Fault acolo. Dai sare mingea. Du-te. Dă și asist. Da, mă, Drăgușin pe trofeul lor. Drăgușin. O viță, dai prea tare, mă, că era gol și asta. A arătat echipa, mă, la golan, mă. Cine știe la ce mă gândeam, mai să vedem, Drăgușin, ce mai performează el în acest draft. O, Drăgu! O, ce ratare a lui Rudy! Ia vezi, te văd, Drăgușin, Marchinhos cu intervenție de balon d'or acolo. Ia, e acolo portarul, Drăgușin, se dă așa puțin către, ce o fi, cec în poartă sau cineva? Ia, Rudy, haide, Rudy. Are ocazia să trebuie să dau pas, să caut mai mult pe Drăgușin. Nu! Bă, da! Doamne, ce gol, mă!
Mamă, cum mi-a rămas mingea acolo. Nu! A fost bună centrarea, dar cumva Drăgușin ratează acolo contactul cu mingea. Hai cu egalarea, tată, zic-o, face 2-2. A văzut bine asta, da, da. Bravo, bravo, bun gol ăsta. Hai, Drăgușin! Cât de aproape am fost să egalăm! Bravo, bravo, bun gol, bun gol. Hai cu premium jumbo, premium gold pack și un premium gold pack. Să vedem ce ne aduc. Jumbo premium gold pack, primul vine cu Suedia striker Isak, poate. De la Arsenal, cred că e o fată. Black Stenius, ăsta e primul, ăsta e cardul care a marcat primul gol pentru mine anul acesta în Ultimate Team pe Road to Glory. Nu o să uit niciodată. Și încă un pachet premium gold pack care ne aduce Portugalia striker Gonzalo Ramos. Bine, bă, bine, bine, bine. Băieți, lăsați și voi un comentariu mai jos. Spuneți-mi cum vi s-a părut acest draft al lui Radu Drăgușin. Câteva goluri fabuloase marcate de el aproape de finală, dar poate ne luăm revanșa în draftul următor. Vă pup, oviță, și ne vedem în clipurile următoare. Ciao, ciao!